România debutează în prima întrecere oficială de beach waterpolo în luna mai, în Egipt, unde 7 naționale vor lupta pentru 3 locuri, care asigură calificările la Jocurile Mondiale de Plajă, găzduite în vară de Bali. Exact asta e comparația între polo normal și polo de plajă, cum se spune. Exact ca notul în bazin și notul în ape deschise. Și în ape deschise sunt curenți, sunt valuri, poate să influențeze jocul, dar sunt aceleași condiții pentru ambele echipe. Este un sport extrem de dinamic, fără pauze, se joacă 4 la 4, timpul alocat fiind de 4 reprize a 5 minute, o disciplină care se anunță foarte spectaculoasă. Nu este o ierarhie clară, vor fi niște țări necunoscute în polo mondial, dar încă o dată vă spun, nu știm ce jucători vor fi. Să sperăm că ne calificăm. 7 poloiști vor pleca în Egipt pentru calificări. Printre ei se află câteva nume mari ale poloului românesc: Dragoș Stoienescu, Iulian Rădoi, Flaviu Samarie, Cosmin Goina, echipa fiind pregătită de Eugen Georgescu, fost selecționer al naționalelor României, Cuveitului și Maltei. Ne bazăm pe experiența băieților acumulată, să zic așa, făcând un polo clasic și sperăm să facem față acestui nou sport.